suntem onorați să facem un mic program cu piese din perioada Monii Bordeanu. Mulțumim doamnei profesoare Cornelia Mareș pentru invitația făcută în această seară și prietenul nostru Dan Haica, care ne găzduiește în această minunată locație English Pub din Lugoj. Vom cânta, așa cum am spus, câteva piese din prima perioadă a formației Phoenix, poate perioada când încă se numeau Sfinții. Am încropit un grup electroacustic din Springtime Band-ul Lugojano-Buzieșan, o trupă care anul trecut și-a făcut debutul tot aici la English Pub și sperăm să ne revedem cât de curând în formula completă tot aici la English Pub din Lugoj. Pentru început o să cântăm o piesă care a apărut pe al doilea EP, pe al doilea extended play al formației Phoenix. O piesă care s-a vrut un fel de mică revoltă la adresa autorităților de atunci, de la finele anilor 60. Așa cum bine știți și probabil și în carte va fi consemnat, după evenimentul din 68 din Cehoslovacia, parcă s-au mai deschis un pic supapele și efectiv am trăit cu toții, cei care eram atunci, o primăvară de la Praga și în România. Bună oară! La vremea respectivă au ieșit niște discuri care înainte de 68 nici nu era de visat să iasă așa ceva. Iată, Phoenix-ii au imprimat Vremuri, Canarul, Friday on My Mind și Lady Madonna, compoziție la formație Beatles sau Exhibits din Australia. A urmat cel de-al doilea extended play și au mai fost și alte formații românești, ca Mondialul, Olimpic 64, contemporan lor, care au scos aceste discuri, poate actualmente mai greu de găsit, doar prin colecție, aceste discuri de vinil. Noi vom deschide acest micro-recital din această seară cu o piesă scrisă de tandemul Florin Bordeanu Nicolae Covaci și pe versurile celor doi textieri de atunci, Victor Șubăgău și Victor Cârcu. Ca o paranteză, aș spune că pe Victor Cârcu am avut plăcerea să am profesor la Buziaș, profesor de engleză, la mijlocul anilor 70, iar tot ca o curiozitate, m-am întâlnit cu Nicolae Covaci în august la Gărâna, unde am cântat alături de trupa Rockabil la festivalul de blues de acolo. Și discutând cu Nicu Covaci, i-am spus doar atât. Am avut plăcerea să am pe una din cele mai drăgălașe diriginte care ar fi existat la vremea aceea, în persoana domnișoarei profesoare Carmen Perneș, la care Nicu Covaci a pus mâna la inimă și a spus: Doamne, nu mă așteptam să aud așa ceva aici la Gărâna. A fost prima mea prietenă și colegă de bancă. L-am surprins cu plăcut cu această amintire de vreme. Totuși, sunt ca voi. Discuția prinței, nu le văd în sărut.
lume întreagă ce-a uitat tinerețea, cu visuri îndrăznețe ce-au trecut ca un fum. Și atunci de ce oare sunt discuții aprinse, când și voi știți prea bine, căci totuși ca voi sunt. Și o să mergem mai departe cu o piesă din perioada 1969, o piesă care, din păcate, nu a beneficiat de aportul electricului, de a fi presată pe un disc vinil, cum era obiceiul în acele vremuri. A existat o bandă pe care regretatul Cornel Chiriac, Cornel Chiriac fiind primul producător de fapt și de facto a formației Phoenix, o bandă cu care Cornel Chiriac a plecat în Germania, a plecat în Occident și nu s-a mai recuperat acea bandă niciodată. Întâmplarea fericită a fost că exista o copie după acea bandă cu niște piese înregistrate de Phoenix undeva în studiourile radioului din București. De pe această bandă noi am selectat o piesă lirică, o piesă care anunță, iată, astăzi ultima seară de vară, de mâine intrăm în cel de-al treilea anotimp. Piesa se numește Vânt Hain numărul 2.
piesă tot din acea perioadă, o piesă cu un pic de tenită psihedelică, o piesă frumoasă, care se numește Hai vino sus să ne ascundem în noi. Intitulat micul recitalul din această seară Floarea Stâncilor. Piesă superbă, scrisă de Oli Bordeanu și Nicu Covaci, pe textul lui Victor Șurgău. Vrem să o cântăm în continuare. Această piesă a apărut, după cum poate unii și-aduc aminte, pe cel de-al doilea extended play a formației Phoenix. Deci, Floarea Stâncilor. Let's go.
Mulțumim mult de tot! Și iată ne întoarcem cu foarte, foarte mulți ani în urmă, când formația Phoenix, exact Sfinții, în acea vreme, în 1965, reușesc să înregistreze o primă compoziție proprie în Radio București. Piesa de atunci s-a numit Știu că mă iubești și tu. Vă oferim în continuare, știind că ne iubim reciproc. Și dumneavoastră pe noi, și noi pe dumneavoastră, și cu toții pe doamna Cornelia și pe Dan Haica și invitația noi din această seară. Departe, aș vrea totuși să fac și prezentările la mijloc de trupă. Dana Marcu, cea mai înaltă dintre noi la cajon și percuție. Cristi Vețan, chitaristul solo la chitară bas. Și Vali Vănescu la chitară armonie și vocal. Vă mulțumim mult de tot! Așa cum și titlul cărții, doamne profesoare, spune Canarul, haideți să-l cântăm împreună în această minunată seară de fine de vară. Deci, Canarul. Yeah.
Mulțumim mult! Sub imperiul, evident, al unicatului Beatles, după care aproape toți s-au luat, ei tot timpul au fost un pas, doi, înaintea celorlalți, celor contemporanilor. Iată că formația noastră de legendă, Phoenix, nu a stat deoparte. Până oară, vă spuneam la începutul microrecitalului, am și preluat o piesă, la modă atunci, chiar a apărut în 68, Lady Madonna, da? Compoziția Lennon McCartney. Dar aș vrea să vă rețin atenția cu o piesă scrisă de Moni Bordeanu, probabil Nicu Covaci are aportul lui, la refren, așa cum a și scris în carte. O piesă care seamănă ca idee, și doar ca idee, deci muzical nu, doar din punct de vedere liric, cu o compoziție Lennon McCartney, creditată mai mult Paul McCartney, apărută cu un an înainte pe albumul Magical Mystery. Piesa se numea The Fool on the Hill. Iată că varianta compusă de grupul Phoenix s-a numit Nebunul cu ochii închiși. A apărut, mulțumim, a apărut pe